Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala Vorbim astăzi despre testul integrității. Sfântul Apostol Pavel în epistola către Filimon scrie despre Onisim. Altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Atunci când autoritățile au început să primească rapoarte cum că șoferii de taxi ignorau taxele stabilite pe kilometru și îi taxau pe străinii care nu puteau să vorbească dialectele locale cu mult peste sumele pe care trebuiau să le încaseze, au început să facă investigații. Cei care au depus plângerile au avut dreptate. Un purtător de cuvânt al departamentului Comisiei pentru taxi și limuzine a spus că șoferii care au încălcat legea au fost arestați pentru acuzații de fraudă sau furturi de lucruri mărunte, iar mașinile lor au fost confiscate. Deseori se întâmplă să nu fi nici penalizat, nici recompensat datorită deciziilor pe care le iei. Totuși, tu devii ceea ce reflectă deciziile tale. De exemplu, majoritatea oamenilor ar spune dacă șoferul de taxi putea să scape de pedeapsă, atunci de ce să nu facă lucrul acesta? Și pe măsură ce continuă să facă răul despre care știu că este ilegal, ei devin ceea ce fac. Mă gândesc acum la cuvintele lui Aswell Chambers, autorul bestsellerului devoțional intitulat Ce am mai bun pentru cel prea înalt și care a scris așa Cadoul meu pentru Dumnezeu în public este ceea ce sunt eu în privat. Problema aici nu este să scapi sau nu de consecința a ceea ce ai făcut. La un moment dat, tu decizi tipul de persoană care dorești să fii. Cu mult timp în urmă, autorul cărții Proverbe a spus: Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. Integritatea ta sau lipsa ei nu apar dintr-o dată într-un moment de ispită sau într-o criză. Ci ea este moștenită. O întrebare finală asupra căreia să medităm întreaga noastră zi. În primul rând, poți să înveți ceva din greșelile și din căderile tale? Împăratul și psalmistul David a făcut acest lucru, a învățat din greșeli. Și el de asemenea a strigat, Doamne, la tine este iertare ca să fii de temut. Uneori, să fii prins făcând ceva rău poate fi cel mai bun lucru care poate să ți se întâmple. Depinde dacă acest lucru te transformă într-un om zdrobit și pocăit sau te face nepăsător și începi să negi răul pe care l-ai făcut. Totul depinde de tine. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos.